Bună dimineața, urșilor! Haideți să începem încă o zi de menținere, să vă arăt toate mesele pe care o să le am astăzi. O să pregătim cafeluța asta și o să o savurăm și apoi o să coborâm jos, să luăm micul dejun, să vedem ce lucruri o să mai mâncăm și astăzi și să mai facem încă un clip cu toate mesele pe care le am la menținere într-o zi după ce am slăbit 50 de kilograme. Urșii mei, pentru masa asta mi-am pregătit aici 3 felulețe de pâine, pe care am pus niște brânză de oaie, foarte bună de la un vecin. Am pus câteva felulețe de babic de la Buzău. Este un mezel așa crud uscat, extraordinar de bun, foarte, foarte picant. Și ca să sting toată iuțeara asta și toată sarea de la brânza asta de oaie, pentru că este sărată, o să mănânc lângă un iaurt din ăsta, un chefir de fapt, de la Napolact. Are 900 de grame, dar este mai puțin, este cam până aici așa. Deci avem vreo 3-400 grame de chefir din asta. Se potrivește perfect cu felile acestea de pâine și credeți-mă că m-am abținut foarte greu să nu pun și niște unt, pentru că vreau foarte mult să ung felile astea de pâine cu niște unt, deoarece se potrivește foarte bine cu genul ăsta de mâncare, însă nu am făcut-o pentru că untul are foarte multe calorii și vreau să mai reduc puțin din calorii. În ultimele luni de când am terminat cu slăbitul mi-am făcut de cap și acum vreau să mai dau puțin înapoi. Vă urez poftă bună și ne vedem mai încolo la următoarea masă. Urșii mei, am plecat la Vâlcea, ia uitați aici ce avem. Avem de dus o comandă la un client de-ai mei. Avem foarte, foarte multe borcane de sarcâm, toate mari, la 1 kg. Miere foarte bună, miere premium. Sunt aici, cred că 6 kg. Ia uitați ce fain arată. Este o miere extraordinară. Și aici mai avem iarăși foarte multe borcane. Sunt în total vreo 10 borcane. Avem 30 de rapiță. Uitați ce faină mierea asta de rapiță, e foarte bună pentru cafea, pentru că are un gust neutru și nu schimbă gustul cafelei. Mierea de salcâm e foarte aromată și merge mai bine în ceai. Iar aici avem o miere de mană, extraordinară mierea asta de mană, 100% naturală, foarte bună pentru stomac și vă recomand și vouă să consumați câte o linguriță, două de miere în fiecare zi. Intrați pe site-ul meu www.mieretvo.ro și faceți acolo o comandă de cele mai bune produse apicole. Chiar dacă nu sunteți din Râmnicu Vâlcea, vă trimitem prin fan curier și comanda va ajunge la dumneavoastră acasă și veți plăti ramburs. V-am pupat, o zi frumoasă! Am terminat sala urșilor, a fost prima zi de sală după 3 luni de pauză și a fost foarte greu. Mi-am cumpărat eu aparate acasă, mă rog, aparate, mi-am luat niște gantere, am zis că fac, dar nu m-a ținut foarte mult. Nu știu, dacă nu mă duc la sală, parcă nu sunt așa motivat să trag și am zis că trebuie să încep sala pentru că am luat deja o pauză foarte mare. Sunt vaccinat de mult, nu sunt probleme, adică pot să intru la sală, este ok. Și astăzi am tras foarte, foarte bine. Am făcut toate grupele de mușchi, mă rog, trenul superior, adică fără picioare, pentru că după ce am terminat de făcut circuite așa pentru toate grupele de mușchi pentru trenul superior, am făcut și o oră pe bandă. Pe plan înclinat, am băgat planul înclinat la 10, la 9 și la 10 și am mers o oră, timp în care am ars 700 calorii, plus încă o oră antrenament cu greutăți, încă 300 calorii, deci m-am dus în 1000 de calorii arse astăzi. Pentru că în ultimul timp nu prea am mai făcut atât de mult sport, v-am zis, și pașii nu i-am mai făcut zilnic și nu atât de mulți, încât să ard 1000 de calorii, vă dați seama, trebuie să fac prin curte foarte, foarte mulți pași. Trebuie să fac undeva la 3 ore, undeva la 20-21.000 de pași ca să ard 1000 de calorii și în ultimul timp am făcut mult mai puțin, 5-6-7.000 pe zi, așa că mi-am ieșit puțin din mână, dar nu este nicio problemă, o luăm ușor, ușor și intrăm în program normal și cu antrenamentele și cu dieta, mâncatul mai sănătos și o să fie foarte bine. După cum puteți vedea, afară este o vreme foarte bună. Eu însă nu sunt tuns, arăt ca un neandertal, trebuie să mă duc să-mi tund și o barba să mă tund. Dar mai întâi mergem până la Carrefour sau la Kaufland sau la amândouă, trebuie să căutăm ghimbir, să fac maică-mea siropuri de ghimbir proaspete, să-l dea pe răzătoare, să-l pună la macerat cu miere. Așa că avem o misiune foarte importantă acum, trebuie să mergem să căutăm ghimbir și apoi mergem acasă să ne tundem, să ne relaxăm, să facem o baie. Și bineînțeles să vedem ce a făcut de mâncare șeful meu bucătar. Ia să vedem ce a pregătit mama Sita aici. Avem o ciorbiță proaspătă de porc. Și cu ce e făcută? Cu fasole? A, credeam că cu fasole. Are foarte multe legume pe aici. Țelină, roșii, ardei și două costițe de porc. Și vom mânca și cu două felițe de pâine. Vă urez poftă bună tuturor! Vai, știți cum este carnea asta? Super, super fragedă. Haideți să vă arăt. Și să încercăm să vedem și cum e cu modul ăsta de filmare. Ia uitați. Uitați cât de fragedă e. Super tare. Și foarte gustoasă.
E o carne super, super gustoasă. Mamă, ce gust bun are. Ia să vedem care e diferența. Pentru că acum filmez normal 4K. Modul ăla Director View nu pot să filmez 4K. Merge decât Full HD. Și mi se pare că se vede cam urât față de calitatea asta când filmez așa normal. Să-mi spuneți și voi cum v-ar plăcea să filmez, cu Director's View sau tot așa normal. Pentru că mi se pare că se vede mai bine așa. Și după ciorbița aia băgăm două fructe la desert. Ia uitați cât de bine arată fructele astea. Avem două banane și o pară. De fapt sunt trei fructe în total. Și o să fie foarte, foarte bune pentru desert. Decât să mâncăm alte dulciuri, este mult mai bine să mâncăm fructe, pentru că au și mai puține calorii. Bananele au undeva la 90 de calorii pe 100 de grame, iar perele au undeva la 45 de calorii pe 100 de grame. Ce faci, mă, măiuțule papi? Ce papi tu aici, fetița mea? Oh, fetița mea! Hai să vedem că a făcut mamasita fasole. Dă-mi și mie o lingură. Să amestec aici, să arăt la oameni. Ia uitați, avem și murături din astea faine. Foarte bune. De la salamura. Au venit și tacâmurile. Hai să vedem cum arată fasolea asta. Uai, de cap meu, cât de bine arată. Ia uitați, cu costița afumată. Foarte tare. Avem aici 3 bucăți. Da. Arată foarte bine. Abia aștept să mănânc. O să băgăm și niște pâinică. Avem vreo 3 felii. Să vedem dacă le mâncăm pe toate. Vă urez poftă bună tuturor. Ah, și haideți mai întâi să vă arăt și asta, și oala cu fasole. Ia să vedem aici. Mame, ia uitați, cu morcovi. Bună, bună. O să se mai întărească după ce se răcește. Ia uitați. O să se mai îngroașe. Da, foarte bine arată. Haideți să ne băgăm la masă. Vă urez poftă bună tuturor. Mă doare burta cât am mâncat, dar tot mănânc. Aolea, ce avem aici? Mamă! Macaroane cu brânză, cu stafide și cu vanilie. Și cu zahăr vanilat. O nebunie. Abia aștept să se facă. Ok, urșilor, am scos pastele de la cuptor. Mi-am pus și eu aici o porție. Ia uitați, cam atâta este porția mea. Cred că avem vreo 500 de grame aici, pentru că pastele sunt foarte grele, absorb foarte multă apă. Le-am gustat, sunt bune, sunt suficient de dulci, însă vreau să mai pun niște miere din asta de salcâm, pentru că mie îmi plac și mai dulci, da? Așa că o să pun puțină miere, vreo 2 lingurițe, cred. Cam așa. Sunt faine, sunt gustoase, au aroma așa de vanilie, pentru că a pus mama vanilie și câteva pliculețe de zahăr vanilat. Și mirea asta de salcâm, la fel, este aromată, este superbă, foarte, foarte bună. Cam atât ajunge. Vă urez poftă bună, mă bag să le mănânc, pentru că sunt delicioase și chiar mi-este poftă. Și cu pastele acestea încheiem și ziua aceasta. Nu uitați să vă abonați, să lăsați un like la acest clip dacă v-a plăcut și să țineți aproape, pentru că o să mai scot clipuri cu mâncare, de dietă sau nu neapărat de dietă, cu mâncăruri românești, cu mâncăruri foarte bune, gustoase, care mi-e plac foarte mult, să vă mai dau și vouă idei ce să mai mâncați, să vă mai fac poftă și, bineînțeles, să vă dau foarte multe sfaturi. Așadar, like, subscribe și ne vedem data viitoare. V-am pupat, somn ușor!